Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Din nou aici ne jucăm ETS cu domnul Cătălin. Vă salut. Și astăzi avem un mic mare challenge și anume să conducem o cursă întreagă fără frână și de picior și de mână. Să scoat și eu frâna. Vedeți aici frână mers înapoi, nedefinit, și frână de staționare, avem space-ul și joy button 3. Și la joy button 3 facem noi acum o modificare. Și punem pe 2 și apare nedefinit. Și singura frână rămâne space-ul, dar eu susțin în permanență mâinile pe volan. Sau hai să scoatem și space-ul, hai, dă-l în puii mei. Punem pe E și punem E-ul din nou aici. Gata. Am luat cursa. Eu zic să-i dăm bice. Dar fii atent ce deștept că eu am scos frâna, dar am lăsat frâna de mână pornită. Hai, pleacă, că mă fig în fundul tău dacă nu. Păi stai că am lăsat asta de pornită. Trebuie să o las pe space-ul. Așa. Hai contuia, hai. Gata. Oprește-te a 10-a, a 9-a. Îi dau 8-a la 90 la oră. Sar pistoanele afară. Cine vrea TikTok să scrie în comentarii. Cum? Cine vrea TikTok să scrie în comentarii. Vă dau eu, auzi. Oh. Ia, eu termin challenge-ul ăsta fără nicio daună. A few inches later. Bă! Mamă! Bă! Bă, vere, dă-l bă dracu pe ăsta. Bă, chip cum pusă frână. Dă-i ușor că vin. Îi dau, da. Am acționează ca nebun, i-am pus și cutie de aia de top speed. E, pe tu te-mi pui mie cu ea cu tot, că îți dau eu acum top speed. mai aveai și 4 tone. Nu știu, eu sunt obișnuit când mă depășește cineva, pentru că, na, prietenii mei mai au lag, mai au una alta. Să stau pe banda de urgență. Că e tot, e, și Alex și are și din tastatură și nu știu când... Nu știi când face vreo nouă manevră evazivă. Exact. Bă! Mamă! Bă! E bătăie de joc, nu se poate. Ia uite-te și tu. Aici îi dau accelerație din molele. Poate tot așa mă fac și țândări. Mamă, ce se înclină tirul. De bine că nu-i greu, că dacă era greu să răstuna. Oare să fi luat și chestia asta în calcul? Da. Țândări? Ba nu. Ba nu, că pusă frână el. Dacă nu punea el frână, țândări mă făceam. Alegeți o bandă! Alegeți o bandă! E drumul meu. Dacă nu-ți alegi o bandă, mă aleg eu. Bă, vezi că bă, vin. Dar tu chiar luași bandă. Bă! Vezi că mă bag. Bagă-te, hai! Eu o țel pe ăsta. Mă înfig în el. Bă! Hai, bagă-te. Bagă-te. Nu mai contă că îi luai, dă-i dracu. Știu. Vezi că da pe banda asta? Mamă, frână, a doua. Bă, dar chiar... Eu mă uitam la tirul tău, ce fain e remorca aia de la Icris. Aha, La limită. Auzi, cum vrei să parchezi eu fără remorca? Fără remorca, fără frână. Păi dacă vrei să pui frână, bagi în reverse și accelerezi. E clar. Bă, dar tirul ăla ta nu prea frânează, bă. Al meu? Da, nu prea... Și vorbești, mă, că a treia e, fii atent. Mamă! Bă! Stai, camionul nu se mai oprește, bă! Chiar nota 6-a, nu se mai oprește, gata. Aha, acum. Ajunsă-i până într-a 5-a, dacă nu-i dădeam a 5-a, nu se mai oprea. Bă, frână! Mamă, a 2-a. A 7-a, a 6-a, 5-a! Uite, bă, că frână, hai, bă, op! Că mă bă și eu dreapta. Hai, bă, că mă învățai. Vreau să văd în cât timp pot să frânez, cât de repede. 98, 100, hai. A 9-a. A 8-a, a 7-a, 2-a, a 5-a, 2! I-am dat și eu de la a 2-a. Hai, da băieții! Mamă, deci la... Fai de capul meu cum am pus-o. Te-ai văzut? Că eu mai puțin de a 2-a nu pot să bag. Păi? Bag, dar trebuie să schimb gamele și n-am timp. Ce să schimbi? Gama la tir, adică să schimbe timp. Da, 2% damage. Din pare. Bă, nu te cred, că parcă ai din prima. Bă, ești nebun?
Aha, și acum nu mă opresc. Ho. Oprește motorul. Gata, mă. Opar. Ușor. Da, oare cu nu are cum să ducă. Tresc. Așa cu ea înainte. Nu e, am oprit. Bun, oameni buni, cam atât ar fi și cu acest episod. Eu am fost Emi și noi desigur ne vedem. Și alături de mine a fost Cătălin, așa ca să nu vine simțit. Nu, sunt și eu pe aici, dar nu. Așa, și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa. Ciao, les.